Lovitură de teatru în procesul lui Liviu Dragnea. Curtea de apel București a decis astăzi să anuleze hotărârea Colegiului de Conducere al Instanței Supreme din 8 noiembrie, în baza căreia au fost trase la sorți noile completuri de 5 judecători, printre care și completul care îl judecă pe președintele PSD în apelul din dosarul angajărilor fictive. Chiar dacă decizia poate fi atacată cu recurs, ea suspende respectiva hotărâre până la soluționarea definitivă a cauzei. De asemenea, Curtea de apel București a admis o cerere depusă de avocații lui Dragnea privind sesizarea Curții Constituționale cu excepție privind dispozițiile articolului 32 din legea numărul 304 din 2004 privind organizarea judiciară. Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a susținut că noile completuri au fost trase la sorți fără ca instanța supremă să aștepte publicarea de către Curtea Constituțională a motivării deciziei privind existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și în alta Curte de Casație și Justiție pe tema constituirii completurilor de 5. În alta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat într-un complet de 3 judecători în iunie pe Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni închisoare cu executare în dosarul DGASPC Telorman în legătură cu angajarea în această instituție a două persoane care de fapt lucrau pentru organizația PSD. Dosarul se afla acum pe rol la înalta curte în apel, dar toate aceste proceduri juridice vor duce la amânarea unui verdict definitiv.